A fost scandal în fața Ministerului Justiției. George Simion a vrut să intre în mașina jandarmeriei care staționa în fața instituției. Liderul AUR a deschis portiera mașinii și a acuzat pe jandarmi că staționează ilegal pe prima bandă de circulație. Iată imaginile postate de politician pe contul său de Facebook. Cum îl așteptați de pe comandant? Așa, da, ia uite, mașina jandarmeriei îl așteaptă pe comandant aici, pe banda întâi. Bă, nu vă e rușine, hai, circulați! Circulați! Nu mai stați aici, stați pe prima bandă de circulație, mie îmi lua carnetul. Și dumneavoastră îl așteptați pe comandant. Haideți, circulați! Haideți să vină presa aici, să vadă cum stă jandarmeria. Pe prima bandă de circulație, ia uite cum încurcă circulația. Prezentați-mi și mie gradul, vă rog. Numele și gradul. Domnul jandarm, prezentați-mi și mie numele și gradul, vă rog. Am înțeles. Stați aici, ce să înțelegeți? Lăsați-mi. Prezentați-mi numele și gradul și de ce stați aici, pe prima bandă. Domnul jandarm, ia uitați, fraților, cum stă jandarmeria. Aici a zis că îl așteaptă pe comandant. Păi de ce trebuie să-l aștepte pe prima bandă de circulație? Nu se prezintă, nu zice nimica. Bună dimineața, Ministerul de Interne. Mie îmi luați deja carnetul. Ia uite. Uite cum blochează trafic. Ia uite. Jandarmeria Română, numărul meu I480-48. Haideți, domne, mutați-vă de aici. Alo, jandarmeria, de ce așteptați aici comandantul? Nu puteți să-l așteptați în parcare? De ce stați să încurcați circulația? Domnii jandari, haideți, așa, mutați-o, haideți, că se poate. Domnul comandant poate și 2 metri mai încolo. Haideți, așa, așa, uitați, e incredibil, stat în stat, statul român. Legătura telefonică directă cu noi sunt domnul Alexandru Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei București. Mulțumim. De asemenea, Antonio Andrușciac, deputat AUR, și Cristian Seidler, deputat USR. Mulțumim, domnilor, pentru intervenții. Domnule Iacob, încep cu dumneavoastră. Va fi sancționat George Simion pentru acest gest de a deschide cu forța portiera mașinii și a le cere explicații jandarmilor? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor, vă mulțumim că ne dați ocazia să exprimăm și punctul de vedere al jandarmeriei cu privire la cele întâmplate. Am să încep prin descrierea acelui eveniment în felul următor. Prezența acelui echipaj de jandarmerie în fața Ministerului Justiției nu este un lucru neobișnuit. Acest lucru se întâmplă zilnic pentru că este un echipaj care asigură patrularea și sprijin la obiectivele din competența de GGMB-ului, în sensul în care noi asigurăm paza tuturor ministerelor din capitală, cu jandarmi. Între aceste obiective la care noi asigurăm paza, există și echipaje de patrulare, cum este cel în cauză. Colegii mei așteptau acolo să ia legătura cu șeful de dispozitiv de la Ministerul Justiției, care este tot un jandarm, iar dacă este nevoie de sprijin din partea lor, să le ridice bariera și să intre cu autospeciala în parcarea Ministerului Justiției. În niciun caz nu poate fi vorba despre ultraj în felul în care s-au desfășurat lucrurile. Aici voiam să ajung, domnule Iacob, dacă poate fi vorba despre ultraj. Știm că trebuie să le explicăm telespectatorilor. În fața Ministerului Justiției, cei de la AUR au susținut o conferință de presă despre legile justiției. Era un eveniment în desfășurare în fața Ministerului Justiției și bănuiesc că acei colegi ai dumneavoastră s-au dus acolo tocmai pentru a vedea care este situația. Exact asta s-a și întâmplat. Au văzut care este situația, au discutat cu jandarmul care asigură paza la Ministerul Justiției și l-au întrebat dacă are nevoie de sprijin. Ne fiind vorba de sprijin pentru că nu era o activitate care să necesite prezența unui număr sporit de jandarmi, colegii mei au părăsit locul. Domnule Iacob, spuneți că nu este vorba despre ultraj. Un om care deschide portiera autospecialei de jandarmerie, nu înseamnă neapărat că comite un ultraj. Poate are nevoie de ajutor. Noi suntem acolo în sprijinul cetățenilor și în sprijinul colegilor din dispozitivul de pază, dar și în sprijinul cetățenilor. Într-adevăr, nu te aștepți în fiecare zi la un astfel de comportament, mai ales din partea unui demnitar.
motiv pentru care eu îi felicit pe colegii mei pentru cum au tratat situația, pentru echilibrul de care au dat dovadă și pentru calmul cu care nu au alimentat această provocare. E clar că acolo George Simion nu avea nevoie de ajutor, așa cum susțineți. Domnia sa era contrariat de faptul că acei colegi ai dumneavoastră staționează în mașină pe prima bandă de circulație și că încurcă circulația, spunea George Simion, că el ar fi rămas fără permis dacă ar fi făcut acest lucru. Dar orice persoană din România, spuneți, domnule Iacob, poate deschide portiera jandarmeriei? Dacă are nevoie de sprijin, da, sau pentru a solicita un dialog cu jandarmii, bineînțeles, atât timp cât nu se întâmplă alte lucruri și cât totul este pașnic. Dar George Simion nu s-a regăsit într-o astfel de situație, domnule Iacob. Nu am înțeles întrebarea, vă rog să repetați. Domnul Simion nu s-a regăsit într-o astfel de situație, el nu avea nevoie de ajutor. S-a dovedit asta ulterior. Colegii mei au tratat situația cu calm, având în vedere că nu s-a întâmplat mai mult decât deschiderea portierei și în urma constatării că nu necesită intervenția lor la Ministerul Justiției, au părăsit locul. Domnule Iacob, dar este permisă staționarea mașinii de jandarmi, a jandarmeriei pe prima bandă de circulație? Aș intra un pic în atribuțiile Brigăzii Rutiere București și nu vreau să fac asta, dar atât timp cât ai mei colegi stăteau acolo pentru a li se permite accesul în parcarea Ministerului Justiției, care este prevăzută cu barieră, eu cred că nu s-a comis nicio contravenție și nicio încălcare cu privire la regimul circulației rutiere. Vreau să-l întreb și pe domnul Antoniu Andrușceac, reprezintă AUR în această emisiune. Domnule Andrușceac, ați văzut imaginile. De ce a reacționat așa George Simion? Bună ziua, nu am văzut imaginile, dar... L-ați auzit măcar ceea ce s-a întâmplat acolo, ați auzit? Desigur, mă puneți într-o situație dificilă față de colegul meu și președintele partidului meu, pentru că a greșit. A greșit cu toate că ieri a fost în Comisia pentru Legile Justiției și a văzut cum sunt călcate în picioare legile justiției și Constituția și a crezut că în fața legii, în continuare, a putut să creadă asta, că în fața legii suntem toți egali. Și dacă eu nu am dreptul să încalc legile circulației și să staționez pe prima bandă, nici cei care trebuie să apere legea nu au dreptul să o facă. A greșit. Se crede într-un stat de drept. Este demnitar, trăiește printre cei care măcelăresc Constituția și suveranitatea României și el încă mai crede în apărarea legii și în respectarea legii de către toți cetățenii. Dar George Simion, domnule Andrușceac, a respectat legea în momentul în care a deschis portiera mașinii? Nu a făcut nicio infracțiune și vă spun că un parlamentar, peste tot acolo unde merge, este în interesul statului român, are un mandat național și putea să fie acolo. Mai mult, domnule Andrușceac, cu mandatul național mai ușor că mai nu puțin. Există. Vă rog. Înainte a vorbit reprezentantul jandarmilor și a spus foarte clar ceea ce dumneavoastră v-a scăpat, se pare, că jandarmii se aflau în patrulare. Doar definiția acestui cuvânt înseamnă că ei ar fi trebuit să se afle în mers. Cred că dumneavoastră nu ați fost atent, domnule Andrușceac, pentru că reprezentantul jandarmeriei București a explicat faptul că acei jandarmi stăteau acolo pentru că așteptau o decizie a comandantului de a intra sau nu în parcarea din Ministerul Justiției. Acolo este prevăzută o barieră. Doamnă, v-a scăpat acest detaliu. Nu există nicio lege în România care să permită cuiva staționarea pe o bandă de circulație. Nici o lege. Nici pentru polițiști, nici pentru altcineva. Își puneau mașina în dispozitiv unde voiau în parcare ca toată lumea și stăteau și păzeau acolo unde aveau misiunea. Că nu mașina păzește, ci jandarmii dinăuntru ei păzesc dispozitivul. Domnule Iacob, dacă doriți să îi dați o replică domnului Andrușceac? Cred că nu a fost bine înțeles mesajul nostru, în sensul în care nu avem cum să pătrundem în parcarea Ministerului Justiției până nu se ridică acea barieră. În așteptarea ridicării barierei, nu ne rămâne decât să așteptăm pe banda 1 de circulație. Cât s-a așteptat, domnule Iacob? Din informațiile pe care le am la momentul actual, este vorba de câteva zeci de secunde, nu mai mult. Aș vrea să-i rog pe colegi să ne mai furnizeze un pic imaginile. Din câte știu eu acea zonă, mașina jandarmeriei este staționată după barieră, nu înaintea barierei. Cred că putem, dacă derulăm aceste imagini, să vedem exact unde era locul. Domnule Seidler, cum vedeți acest incident?
un cetățean a observat ceea ce el a considerat a fi o încălcare a legii. Ce facem în această situație? Sunăm la 112. Pe stat de drept înseamnă că nu-ți faci singur dreptate. Dacă cine a încălcat legea, domnule Slaidă? Sau nu, asta urma să stabilească eventual poliția. Nu fiecare de capul lui își face singur dreptate. Și cine a încălcat legea, domnule Seidler, aici, din punctul ăsta de vedere? George Simion credea că acea mașină a jandarmeriei încalcă legea. În regulă, atunci suni la 112, nu-ți faci singur dreptate. Restul e spectacol pe Facebook și atât. Spectacol pe Facebook. Domnule Andrușceac, dacă doriți să aveți o ultimă replică. Domnule, eu sunt pentru respectarea legii în egală măsură, așa cum o spune Constituția asta călcată în picioare. Ok, am subordonat-o funcționării de la Bruxelles, dar nici acolo nu se încarcă legea. Merg destul de des și acolo și văd că polițiștii respectă aceleași reguli pe care le au toți cetățenii Uniunii Europene și țării și Belgiei, de exemplu, când mă duc la Bruxelles. Nu există cetățeni de mâna a doua sau de rangul 2 care să respecte legea și să fie taxați în momentul în care greșesc și alți cetățeni, știți cum se spune, șmecherii pentru care nu există barieră, că trec pe sub ea sau o țară. Nu. Mulțumim. Vom avea o țară de drept în momentul în care vom respecta cu toții legile, mai ales cei care sunt puși să apere legea și să vegheze la aplicarea ei. Mulțumim, domnule Andrușceac, domnule Iacob, pentru aceste intervenții. Mergem mai